Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Săptămâna a început cu o nouă explozie în municipiul Suceava, într-un apartament din zona centrală, de data aceasta. Cauza similară deocamdată cu ce s-a produs la sfârșitul anului trecut, în preajma Sfântului Nicolae, dacă nu mă înșel, în cartierul Burdujeniu, acumulare de gaze. Acum sper că nu se adeverește vorba aia că așa cum începi săptămâna să merge toată. Sperăm că așa. Nu, că n-a fost neapărat o zi bună. Dar e de apreciat faptul că Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întâlnit într-o ședință. E de apreciat că face o comisie. Da, nu, dar a reacționat într-un felul ăsta ca mămăliga. Bun, de la primărie era primarul Lungu, s-a mișcat rapid, cum s-a mișcat și data trecută, când a fost, era de așteptat. M-a surprins, plăcut să spun așa, reacția prefectului Alexandru Moldovan, care a invitat această, a făcut comisia. Cătălina, noi am mai atins subiectul ăsta. Eu nu știu exact acum, pentru că nici n-am avut timp să mă interesez, nici n-a fost printre temele mele de aprofundare. Cine mai controlează pe cei de la gaz și de la curent? Pe când lucram la IRE, am mai spus lucrul ăsta, dar repet, contextul este favorabil unor asemenea explicații. Dom'le, erau niște termene fixe, era un regulament, sau nu știu cum să-i spun, la nivel național. Și spunea, o firidă, asta unde ai la intrarea pe casa scării, o firidă unde vin firele de curent electric și pe urmă se duc pe casa scării la oameni. Se face revizie la 5 ani, spun. Și atunci noi mergeam, ne uitam acolo, mai strângeam șuruburile ca să fie conductorii bine prinși acolo, ca să nu se facă arc electric, așa. Mai dădeam o vopsea, dădeam pe ea la o parte. După aia, un contor care măsoară energia electrică se schimbă la tot timp. Din 3 ani sau la 4 ani mergeam cu contoarele după noi, băteam la ușă cine avea contorul acasă, cine nu. Oricum băteam la ușă să semneze procesul verbal pentru că am schimbat contorul. Schimbam contorul și ne mai uitam un pic la siguranțe, cum sunt. Schimbați contorul cu contoare noi sau tot cu contoare folosite, cum se întâmplă în zilele noastre? Unele erau trecute prin laborator, adică care fuseseră folosite, dar erau verificate. Dar n-aveau cu poate 200 de kilowați mai puțin decât cel pe care îl schimbați. În vremurile noastre cam așa e. Deci era foarte bine. La stația de înaltă tensiune se face revizia atât. La stația de medie atât. La firid atât. La contor atât. Acum, în teorie. În practică la fel. Nu, dar atunci chiar așa făceam. Acum nu mai știu care este situația. Așa și la gaz metan. La gaz metan îți spun eu, uite, scrie pe factură când trebuie să faci revizia instalația de gaze, și la instalația de gaze și la centrală. Sunt două date diferite. Și centrală, dar mai avem gazul. Și îți vin niște oameni care au acces la informațiile alea și sunt de la o firmă. Da. Care nu are legătură cu furnizorul sau cu distribuitorul. Mai multe firme, Și îți pun bilețele în ușă, în poștă, că trebuie să-ți faci, să te programezi. Oamenii pot verifica dacă acele firme sunt autorizate, dar multă lume nu-și bate capul. Nu, sunt autorizate. Și nu mulți sunt cei care apelează la furnizor sau la distribuitor să facă aceste revizii, ci la aceste firme externalizate care vin și atâta te bat la cap cu 3, 4 luni, 5 luni. Tu spui, nu știi gradul de pregătire al celor care vin sau gradul de atenție pe care o oferă atunci când fac revizia respectivă. Dar mai așa cu un aparat de măsură pot să-mi fac și o singură revizia, nu? Să văd dacă scapă. Dar asta nu înseamnă că mă ia cineva în calcul. Dar și instalațiile trebuie verificate și până acolo. Dincolo de faptul că tu ai niște termene pentru centrală și pentru instalație. Gazul ăla nu vine să așează ca un porumbel pe geam. El vine pe niște țevi, pe niște conducte. Nu știu dacă se fac în postul ăsta de ridicare a presiunii, de transformare sau cum sunt la gaz metan. Nu știu. Pentru că această privatizare când s-a făcut, prima grijă a celor care au privatizat au fost să externalizeze multe servicii. Și să ceară țevile din pământ pe care nu le-au pus ei. Și nu mai este rigurozitatea aia ca înainte, știi? Și nu știu cine îi verifică pe cei care... Bun, ei dau niște examene oamenii care lucrează, dar eu nu știu cum se dau examene.
nu știu cât de atent e omul ăla care vine, oricum situația nu este normală din moment ce sunt atâtea cazuri. Nu? Care au fost 100 de acumulări, peste 100 de acumulări de gaze sesizate și verificate de autorități din 2020 până acum, din care pe lângă acestea 9 au produs explozii. Nu, oricum, ca în orice domeniu și în acest domeniu ăsta este așa, un mic haos. Adică firmele astea, repet, au prima dată au externalizat, au dat servicii fă tu pentru a optimiza profiturile pe care le fac și și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, se face o comisie, după aia ăla dă vina pe ăla și tot așa. Adică nu știu cine verifică lanțurile astea, dacă le verifică cineva. Cât despre consumatori? Ce consumatori? Și aici consumatorii au diferite modalități de a exploata o rețea de gaze. Da, cu mici meseriași, da. Bun, dar aici nu e de joacă absolut deloc, nici la curent, nici la energie electrică. Dar la gaz metan e foarte periculos. Nu știu cine își permite să cheme un mic meseriaș să se bage la pe acolo dacă nu are calificare în sensul ăsta. Nu știu. Sau la simpla modalitate de a folosi, nu știu, aragazul pe post de reșou. Bun, da, și... Da, care n-ar fi prima dată. Istoria ne-a arătat că am trecut cu toții prin asta. Da, știu cum era înainte. Da, și dacă îl folosesc, ce? Păi ori încălzesc cu oală, cu apă, ori țin ochiul deschis ca să se încălzească. Sau pun o cărămidă în cuptor. A, bun, și cărămidă. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. O să aflăm următoarele... Sigur, nu încheiem. Nu încheiem că e păcat. Asta, Cătălina, cu... Chiar nu știu, e o situație foarte complexă așa. O să continuăm și în zilele următoare în funcție de rezultatele acestor anchete. Dar cum se poate constata, adică nu mai este rigurozitatea aia în a urmări aceste perioade în care trebuie să faci revizie și nu știu cât de calificați sunt oamenii care merg să facă astfel de revizii și cât de atenți sunt sau sunt mereu pe fugă și zice, hai că am dat aici, acolo ne-am uitat. Am emis factura, mergem la următorul. Vestea bună a începutului de săptămână vine din weekend. La handbal s-a spart ghinionul, sau cum se zice în limbaj din ăsta sportiv. 10 goluri diferență între CSU Suceava și CSM Bacău, de data asta în avantajul Suceavei. Da, era grav să nu fie așa, adică nu mă așteptam la diferența asta atât de mare. Dar, atenție, prima repriză a fost câștigată de echipa oaspete. Nu știu ce s-a întâmplat la pauză, probabil că ar fi fost certați jucătorii. Și sau îmbărbătați, sau încurajați. Da, sau galeria mai chiar vouă nu vă e rușine. Zic, bă, vouă nu vă e rușine de voi. În primul rând nu vă e rușine. Vă bat toți. Și CSM Bacău nu e o echipă de top, era tot pe lângă noi pe acolo, nu la distanță mare. Și e bine că a venit victoria asta, mai urcă moralul și echipei, pentru că chiar ar fi fost penibil să te bată și CSM Bacău acasă, ar fi fost trist. Iar în derbiul fotbalistic al județului Suceava au câștigat ai noștri, da, când au jucat cu ai noștri. Păi da, este un comentator care tot face glume la stadion la Rădăuți, George Lazar îl cheamă. El care prezintă acolo, e o stație de amplificare cu două boxe, bagă muzică și mai face glume. Ți-amintești de vremurile de început? N-am prins așa ceva până acum la Rădăuți, nu până acum. De când îl știu eu pe domnul Lazar. Eu mă gândeam de radio, cu stații de amplificare și cu... Și George Lazar este și director la Căminul Cultural la Frătoții Vechi. Și el e responsabil cu buna dispoziție la stadion. Și a spus... că toate cele trei puncte au rămas în județul Suceava. Și așa este, pentru că au jucat Rădăuți și cu Suceava. Ultimul din sezonul regulat. Noi oricum suntem pe primul loc, am terminat pe primul loc, Rădăuțiu a terminat pe doi. Au fost și mici orgoli așa, dar Rădăuțiu ne-a bătut rău de tot. Adică scorul 2-0 e mincinos. E foarte mincinos. Cel puțin prima repriză, dacă ne dădeau 6, nu era nimic. Dar tu spuneai că terenul de la Rădăuți e în pantă, poate că i-a favorizat. Dar să știi că terenul e prost, are mingea rău și acum e terenul prost la Rădăuți. Au jucat și ei și așa și teren, invers. Dar ei sunt obișnuiți. Deci dacă era 6-0 la pauză, nu era de mirare. Au avut 3 bare, Rădăuți, 2 goluri, 3 bare, un penalti neacordat. A fost fault în care...
așa, nu a dat arbitru. Pentru Rădău trebuia să fie penalti și o minge scoasă de pe linia porții, de undeva de aproape de poartă, din farfecă de un jucător de-a nostru. Deci praf ne-au făcut prima repriză. A doua repriză, rădăuțenii, oameni, ca lumea, oamenii ospitalieri, au zis, mă, nu-i mai batem așa. Și au lăsat-o și ei mai mare. Și a fost așa o plimbare de minge de colo-colo. Ai noștri n-au amenințat... Nu că ar fi putut ai noștri să înscrie. Nu. Dar ai noștri n-au amenințat partea deloc. Parcă erau echipa păcii. Dar există circumstanțe atenuante pentru că n-au jucat. Nițu suspendat, fundașul stâng, un băiat foarte bun. Cica suspendat. Pe dar nu din vina rădăuțenilor, sorry. Nu, era Macongo suspendat. Netbai accidentat. Deci, patru. Marian Ilie, trei cartonașe galbene, dacă mai lua unul, nu juca acum Ceahlău în prima etapă, acum când începe play-off. Cinci. Căinari, trei cartonașe galbene, ținut pe bancă să nu... Așa, pe Căinari deci, l-a băgat în minutul 73. Cine a jucat? În minutul 73 și fugea pe lângă minge să nu faulteze, să nu se întâmple. Deci șase n-au jucat la noi. După aia, portarul Toma Niga, principalul, dar stai, era 2-0 deja, cred că atunci. Nu, sau 1. În fine, nu mai știu. S-a accidentat în minutul 35. Dacă nu se recuperează, a intrat în poartă un băiat de 16 ani. Dacă nu se recuperează Toma Niga până sâmbătă, intrăm cu un copil de 16 ani. Deci, și pe de cealaltă parte, cei care au intrat și au fost aduși anul ăsta, în iarnă, subțire. Iar Aftanache, cel care a înscris două... Stai un pic, subțire. Nu ne mutăm în echipa cealaltă. Dogan. Deci, slăbuți. Nu, niciunul nu mai... La noi tot cei vechi, Mihalciuc, Botezatu, Samson, nu mai spun, tot ăștia vechi, ăștia noi nu... Și mi-a arătat că eu tot am auzit de un băiat, Sebi Nechita, că e de ani de zile aud de el că e super jucător. Și era cu numărul 77, nu știa cine. Și a fost transferat acum în iarnă, a dus la Suceava. Și când l-a scos, spune crainicul George Lazar că a ieșit Nechita și întreb pe Chiedul la obiectiv, ăsta e Nechita? Da, zic, dar cine l-a vopsit așa? Cine l-a umflat așa? Tot spunea că e fotbalist. Dar nu a jucat nimic. Adică nimic. Și mai sunt adus câțiva la număr, cred că s-a adus, că nu... Nu știu. Adică trist. Ce s-a adus tot ăștia vechei noștri, îți baza. De partea aia la Răduț, eu aș lua jucătorii. Pe Aftanache l-aș lua. Deci, da, cel care a înscris cele două goluri. Eu pe cei care au venit cele două goluri înregistrate. Da, nu l-aș lua pe niciunul din cei care au venit acum, au fost aduși. Pe Aftanache l-aș fi luat numărul 8. Da? Numărul 9, nu știu așa după nume. Unul-i Savin, unul ceva. Deci numărul 8, numărul 9, numărul 25 și numărul 16. Pe linia de care au jucat în față. Dar Rădăuțul are echipă bună. Atmosfera pe stadion? Ești foarte... Deci chiar mi-a plăcut la Rădăuț. Bine, trece o vreme frumoasă. Eu... unde Cătălinu, că era... Se învârtea la ora aia, nu? Se învârteau norii și bătea și vântul. Ce vreme frumoasă. Dar la Rădăuț chiar e plăcut, să știi, cu crainicul, cu așa. Au venit niște fete îmbrăcate în țigănși, dansuri țigănești. Dar chiar frumoasă. Adică un fel de majorete. Da, așa le-ați și spus. Și acum majoretele noastre, fetele de la Frătăuțeanca. Dar chiar... Mie mi-a plăcut foarte mult. Adică au făcut oameni spectacol. Și lumea acolo la Rădăuț, cu glume, cu alea, nu jură nimeni la noi. Hotio, jurături, huidu-i. Nu, la Rădăuț nu. Mai zicea la arbitru. Domnul arbitru, dar n-ați văzut. Așa, calm, nu se ca la noi cu ochii ieșiți din orbite. Și primarul de la Rădăuț era pe acolo, Bogdan Loghin. Primarul din Comuna Satu Mare, domnul Lavric, era cu un grup de cetățeni din Comuna Satu Mare. Toți țineau cu Rădăuțul. Da. Așa. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, era și el la meci mai încolo. N-a spus cu cine ține? Cu Rădăuțul. A zis? Păi e rădăuțean. Domnul, cu cine se ține? Cu Rădăuțul ține. El e prefect. Da, mă, dar, na, păi... Da, asta e că acum prefecții politici au voie să țină și cu echipe de fotbal. Da, așa. Și era lume, chiar a fost frumos acum. O să mai fie meciuri, că mai sunt încă
trei meciuri de jucat Suceava cu Rădăuți. Se întâmplă și pe areni. Și pe areni, da. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.